Liga 4 a revenit din acest weekend. Flacăra Moreni a înregistrat un scor categoric 5-0 cu Voința Crevedia într-un meci pe care, spune Vasilache, l-au dominat cu autoritate. Echipa l-a câștigat cu 5-0 în prima etapă de la Crevedia. Un meci dominat de echipa mea cu autoritate, începând în primul meci. De fapt, două goluri s-au înscris în primele 10 minute. Am avut un început foarte bun, chiar i-am felicitat pe băieți după această victorie la antrenamentul de astăzi. Sperăm în continuare să mergem pe același drum. Am întâlnit un adversar încă nepregătit pentru prima etapă, un adversar care probabil că în următoarele etape vor face față cu brio campionatului Ligia 4. În următoarea etapă, gruparea morenară urmează să dispute un meci cu echipa locală Unirea Cobia. Următoarea etapă o să o disputăm sâmbătă la Moren cu Unirea Cobia, urmă ca marți etapă intermediară la Avicola Tărtășești și sâmbătă cealaltă cu Aninoasa, derbiul campionatului. Mâine, la orele 18, vom avea un meci amical cu o echipă din Adânca, din campionatul Onoare, și programul rămâne normal în această săptămână și săptămâna viitoare. Iată și clasamentul după prima etapă, dar și celelalte rezultate înregistrate.